Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre călugăriță. Călugărița este o insectă foarte răspândită în întreaga lume, fiind întâlnită în Europa, Asia și Africa și fiind introdusă de om și în America și Australia. Călugărița este numele popular dat unor insecte din familia Manteinde, ce cuprinde aproximativ 2000 de specii, majoritatea fiind specii tropicale și subtropicale. Denumirea științifică este Mantis religiosa, unde mantis înseamnă profet în limba greacă și religiosa religios. Această denumire face referire la poziția în repaus a picioarelor anterioare ale insectei, sugerând imaginea unei persoane care se roagă. Ea reprezintă una dintre cele mai controversate insecte, atât la modul ei de viață, cât și la comportament. Capul călugăriței prezintă o formă triunghiulară, fiind singura insectă capabilă să și-l rotească la 180 de grade. Prezintă o cavitate bucală de tip masticator, de o putere extraordinară, reușind să sfâșie cu ușurință trupul altor insecte. Membrele călugăriței sunt bine dezvoltate, cele anterioare prezentând formațiuni ascuțite, ajutând la prinderea prăzii. Pe abdomenul alungit sunt două perechi de aripi, cele posterioare fiind foarte late, oferind un zbor rapid și la o înălțime destul de ridicată. Insectele profet trăiesc în special în lungi, stepe și liziera pădurilor. Hrana călugăriței o constituie alte insecte cum ar fi greieri, cosași, lăcuste, muște, albine și chiar gândași de bucătărie. Are un corp foarte alungit cu picioare zvelte, cu pieptul îngust și lung, cu doi ochi mari holbați. Culoarea diferă în funcție de specie, de la verde, galben și până la maroniu închis. Când pândește, se sprijină pe ultimele două perechi de picioare lungi și subțiri. Trupul ia astfel o poziție oblică, cu pieptul și capul ridicat, iar picioarele de dinainte stau încrucișate cum obișnuiesc călugărițele să-și țină mâinile în biserică. Mai în glumă se spune despre ele că s-ar ruga pentru mâncare. Când stă la pândă, nemișcată, insecta vede totul în jur, datorită rotației de 180 de grade al capului. Când o insectă se apropie, călugărița își întinde brațele și o apucă din zbor, victima fiind consumată de vie. O devorează cu lăcomie, după care se pune iarăși la pândă, așteptând altă insectă, până când se va sătura. Se cunosc cazuri când o asemenea călugăriță a prins în gheare și o șopârlă, mâncând-o ca o fiară. Dimensiunile călugăriței diferă de la o specie la alta, de la 5 cm până la 30 de cm. Speciile mai mari de călugărițe din zonele tropicale se încumetă să prindă și o pasăre din zbor. Voracitatea călugăriței trece dincolo de obișnuit, ea fiind cunoscută și datorită canibalismului pe care îl practică față de mascul. Masculul este cu 2-3 cm mai mic decât femela și obișnuiește ca după împerechere să-și devoreze partenerul, uneori chiar în momentul împerecherii. Obiceiul se explică prin nevoia urgentă de proteine pentru producerea celor câteva sute de ouă. Deși este un prădător specializat în insecte vii, mănâncă și insecte moarte și chiar hrană vegetală, când sezonul insectelor cu care se hrănește de obicei se încheie. Nu prezintă niciun pericol pentru om, nefiind veninoasă. Femela depune în medie 1200 de ouă pe an, însă din acestea doar câteva exemplare ajung la maturitate. Mult timp, oamenii de știință au crezut că această insectă este surdă, întrucât nu scoate niciun sunet și nu reacționează la zgomote, așa cum se întâmplă cu alte insecte. Ca să încurce parcă și mai mult lucrurile, urechea călugăriței nu se află pe cap, ci are o deschizătură adâncă, lungă, de aproximativ 1 mm, situată pe burta ei. Călugărița deține și un detector sonar încorporat. Urechea călugăriței percepe ultrasunetele, în special acele sunete produse de lilieci atunci când vânează unele insecte precum călugărița. Oamenii de știință au remarcat modul rapid în care încearcă să scape călugărița atunci când se apropie un liliac și aceasta grație gradului fiind de percepere a ultrasunetelor. Există o specie de călugăriță foarte ciudată care a devenit faimoasă. La vederea ei, imaginația noastră ne duce cu gândul că parcă ar fi o specie venită din altă lume. Însă nu este nici pe departe așa. Nu este vorba despre un extraterestru, ci despre o insectă ce trăiește pe aceeași planetă cu noi. Este vorba despre călugărița fantomă, o insectă care trăiește în Madagascar și în Africa și este de culoare maroniu închis cu pete ușor arămi. Hrana preferată a călugăriței fantomă sunt muștele, greierii și lăcustele. Călugărița poate fi considerată un animal de companie foarte exotic. Fiind considerate și felinele lumii insectelor, mulți oameni adoptă o astfel de vietate ca animal de companie.
Călugărița are viață scurtă, însă în funcție de specie poate trăi între 6 luni și 2 ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!